concursurile. La Arba Caraș, după cum știți, a fost acea hotărâre de Consiliul Județean prin care am demarat procedura de schimbare a membrilor Consiliului de Administrație. Pe de altă parte, am prelungit mandatul membrilor Consiliului de Administrație până la finalizare. Au apărut ulterior normele de aplicare a legii care modifica ordonanța 109. Pe urmare acestui fapt și procedura noastră a avut de așteptat până la apariția acestor norme. În acest moment, scrisoarea de așteptare care a fost redactată de autoritatea tutelară a fost transmisă către toate primăriile, primăriile fiind acționari minoritari în Consiliul de Administrație al Arba Caraș. Probabil că o să, având în vedere adresa primăriei Reșița, o să avem o întâlnire cu reprezentanții primăriei Reșița, ei având peste 5% și invoc prevederea legală prin care doresc să fie convocați pentru a discuta. Dar, repet, hârtia a fost trimisă și la această scrisoare de așteptare a fost trimisă prin adresă la toți acționarii, chiar și sub cei 5%, pentru a face observații la componența acestei scrisori, pe care evident că le vom prelua.